Da, iubire. Nu te bași tu un pic la magazin când vin de la lucru? Păi nu poți să mergi tu un pic la magazin? Că păi când vin eu de la lucru, s-o mor de obosit. Am cărat asta, s-a ridicat, mă doare spatele de nu mai pot. Păi da, dar eu trebuie să mă duc astăzi la epilare. Și durează, cred că vin după ce se închid magazinele. Stai să merg până la toaletă, că nici la toaletă n-am apucat să merg astăzi. Păi și cum facem atunci? Dar vezi tu acum, dacă mergi la epilat, când te întorci, scoate puiul din congelator, bagă la dezghețat și na, că mi-e foame, dar nu mai pot când o să ajung acasă. De acum mi-e foame, m-am grăbit azi dimineață, că am dormit târziu, am fost prea obosit și n-am apucat să-mi iau nimica de mâncare la mine. Na bine, bine, pa! Stai așa, fată, că vorbeam cu ăsta. A, nu, n-am nicio programare, dar mi-e lene să mă duc. Am un pui în congelator, mă duc și îl scot acum să dezghețe. Băi, frate, că nici apă nu mai vine să mă spăl pe mâini. Hai, frate, când mi s-a dezghețat puiul ăsta, îl bag la cuptor și te sun după aia, bine? Gata, frate, am băgat și puiul la cuptor. Da. Nu ies, bă, la nicio bere, mă așteaptă nevastă, mi-a cu puiul pe masă. Mereți voi. Păi da, mi-e place de ăla, ce-o fă la puterea dragostei, cum îl cheamă, cu B. Nu-mi vine acum. Tu ce să faci de mâncare? Puiul meu la cuptor. Hai, că s-o ars tot. Nu mi-am dat seama, fată, că am vorbit 3 ore. E negru tot și vine și ăsta de la lucru. Iubito, am sosit. Vorbesc la telefon acum. Păi nu vii la bucătărie să-mi pui și mie ceva de mâncare? Mi-ai făcut puiul ăla ce ți-am spus? Dar nu vezi că vorbesc la telefon? Și puiul ăla s-o ars, vezi tu ce mănânci. Da, da, fata. Ok. Gata. Mi-am făcut 2 sandwich-uri. Fii atentă ce au vrut să bage ăștia la noi, la ce vor să bage de fapt la noi. Iubi, vorbesc la telefon, nu poți să mă lași 2 minute să vorbesc la telefon? Scuză-mă. Da, dar asta ce rochiță mișto, voi. Trebuie numai să mă duc neapărat să iau, da. Dar bine, fată, noapte bună, pa, pa. Iubi. Da. Hai să te pui în pat, târziu, hai. Am adormit, s-o obosit și eu. Vreau să zic de asta, ce-o băgat ăștia la noi la firma acum, fii atent. Iubi, e târziu, vreau să mă pun și la somn. Ok. Iar la muncă, frate. Iubi, a venit. Iubi, uite ce ți-a luat în drum spre casă. V-a băgat și banii? Banii nu ne-au băgat încă, numai pe 15. Bună, le-am undeva acolo, mă uit la telenovela. Se gata și mie serialul. Auzi, dar mie un pic am foame. Nu te ia și tu ceva, te gritești și mănâncă. Ok. Am și mâncat. Fii atentă, ghici, din ce țară ne-au adus astăzi coleg la muncă? Iubi, lasă un pic, mai un pic din serial. Nu vrei să ne uităm la ceva împreună, dacă tot stăm aici? Păi mă uit. Uite-te și tu. Eu, 30 de ani ai trimit aici. Oi, cât e ceasul? Târziu. Oi, că mâine nu mă duc pe șantier, mâine mă duc la cineva să repar centrala, m-a trimis șeful. Bă. Eu, șeful, puteți suna un pic persoana să iasă până la ușă, că am bătut în ușă, dar nu iasă nimeni, nu știu dacă am nimerit unde trebuie. Bine, șeful, mulțumesc. Hai, uite aici, am trebuit să vă arăt. Da, să ne ocupăm, nicio problemă. Uitați că nu merge nici caloriferul, nici o cameră. Așa. Hai să vedem ce e aici. Uite aici, ți-am adus o cafeluță. Oh, mulțumesc frumos, nu trebuia. O stai așa aici, te deranjez cu ceva? Nu. Luați loc, cu mare plăcere, că așa mă plictisesc. Oricum trebuie să aștept să văd până unde duce contorul ăsta, până la câte grade poate să ducă, poate de aia e și problema.
Și lucrează mult la firma asta? În domeniul ăsta? Da, păi am făcut și școală profesională pe domeniul ăsta. Cu asta mă ocup, mă pricep de mulți ani, lucrez, are încredere șeful în mine și... Îl aduce pe polonezul ăla la noi la muncă și zice polonezul către șef: curva, curva, așa i-o zis ăsta, că ce înseamnă la ei curva înseamnă prieteni, zice la ăsta, mare, onorez toți. Ioi, că ne-a luat cu povesti, uai, că de ore și ceva povesti. Ești foarte că... amuzant oricum. Nu mai durează așa mult, hai că facem acum. Ești foarte amuzant, cred că iubita ta e foarte norocoasă. De o oră tu povestim și nu mi-am dat seama cât de repede trecut timpul. Cred că îi povestești la iubita ta, cred că se amuză și ea zi de zi. Sincer să fiu, nici nu mai prea vorbim. Ea tot timpul e ocupată cu altceva, eu muncesc foarte mult și, na. Problema e că la început a fost ok, dar acum parcă mă duc acasă, mă simt atât de singur, nici nu am cu cine să povestesc. Aici am terminat, mai pune-ți o dată mâna pe calorifere. Perfect, v-am zis. Cam atâta, e gata, eventual să mai vin mâine la o verificare, acum ar trebui să plec. Am aș bucura să mai vii și mâine să verifici. Da, acum mă duc și eu încolo. Păi stai un pic, am pus șorba la încălzit, am felul 2 și niște bănuți, nu? Păi ați plătit deja la firmă. Aia stai liniștit, hai. Nu, 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 chiar nu vreau să iau bani, dar de mâncat aș mânca ceva gătit, că chiar mi-e poftă, n-am mai mâncat da? Ceva. Da? Nu, hai la bucătărie. Nu, ar fi timpul să plec și eu. Să știi că m-am simțit foarte bine. Dacă ar fi toți muncitorii ca tine, mi-aș vrea să se strice mai des ceva prin casă. Da, și să știi că și eu m-am simțit bine, n-am mai povestit de mult cu cineva și mâncarea, nota 10. Tot atunci ne vedem mâine, vin la o verificare, vorbesc cu șeful. Te aștept. Zi bună. La revedere. Auzi? Stai să-ți dau și numărul meu, ca să nu mai sunt pe șeful mâine. Vorbim pe WhatsApp. Da, fată, zici. Am venit, iubi. Vezi că eu la magazin nu am ajuns, am comandat o pizza și eu mai rămas câteva fili, dacă nu uite și mâine. Nu mi-e foame astăzi, ok. Afară. Da, nu știu. Oh, iar la muncă. Ai, că s-o l-o fili florile astea, păcat de ele. Bună! Uite ce s-am adus pentru tine. Oh, dar cu ce ocazie? Păi nu știu, m-am simțit foarte bine ieri cu tine și mâncarea a fost foarte bună și am mâncat-o. Trebuie să vezi ce am pregătit astăzi. Și în al doilea rând am cumpărat normal pentru iubita mea și ea nici măcar să le bage în apă. Pare rău. Mulțumesc oricum, eu o să am grijă de ea. Hai să vedem de... Da. Deci totul e în regulă, am verificat senzor, parametri, calorifere, totul e cum trebuie. Numai că eu... Șeful m-a dat toată ziua să stau aici, adică l-am planificat toată ziua, dar n-am ce să lucrez. Și ce înseamnă asta? Păi asta înseamnă că ori mă duc acasă, ori mai stau să nu fac de lucruri pe aici, dar e tot un regulă. Păi și tu vrei să te duci acasă sau să mai stai? Aș mai sta, dar nu pentru calorifere, aș mai sta să vorbesc cu tine. Să... Mi-a face plăcere. Păi și acum hai în cameră, până se face puiul la cuptor. Pui la cuptor? Mi-i poftă de câteva zile. Da, atâta și pe ziua de astăzi. Mulțumesc! Ne mai vedem. Vorbim. Pa! Prin mesaje, pa! Am venit! Vezi că mă uit la serial. E foarte important să nu mă deranjez. Nu, stai liniște, eu te deranjez. Dar la ce te deranjești acolo? Pe aici, și eu. De să văd. Cine e, mă? Cine e Corina? O clientă la care am avut o lucrare. Ce clientă, mă? Ți-a plăcut sărutul? Tu te săruți cu clientele? S-a întâmplat. S-a întâmplat? Ce relaxam eu, zici? Ce am ajuns o femeie ca mine să fie înșelată de un nimeni ca tine, măi? Ți-am oferit tot, am fost femeia perfectă pentru tine. Și tu ce fac, mă înșel și cu cine? Ui la ea cum arată. Cu asta, mă? Tu nu vezi cum arată asta pe lângă mine, mă? Măcar dacă era una mai frumoasă. Ce-ți oferă asta și nu-ți oferi eu, ia zi? Păi ce să-mi ofere? Dragoste, atenție, afecțiune, compasiune, iubire, mâncare, etc. Păi ești apărarea? Acum îți faci bagajele și pleci din casă. Oricum mă duceam și fără să-mi fi zis tu, pentru că ea mi-a propus deja treaba asta. Ce? Iubi, stai, glumeam! Iubi, stai, glumeam! Nu vreau să pleci, eu nici măcar nu am loc de muncă. Păi aia e problema, pentru aia vrei să mai stau. Hai, pa, vezi-ți de treaba ta. Got off.